nerzi ești! Stai, domne, ia... Nu știi cine sunt? Nu. Ia, ia. De ce? Nu știi cine sunt? Mai de la doctorul Gisca, e foarte mare. Bărbatul își apără cu multă înverșunare fiul acuzat de atâtea nelegiuiri. Omul și-a ieșit din fire când tatăl unei adolescente l-a luat la rost. Sunt numai minciune acuzațiile care îi se aduc, susține el. De partea cealaltă, mărturiile fetelor agresate de fostul preot sunt tot mai multe. El a strigat-o, ea s-a oprit, a urcat-o, n-a lăsat-o la poartă, aici, a continuat mai în sus. A continuat mai în sus, pe un câmp, unde a bajugurit. Era tristă, supărată, mereu. Imediat ce fata și-a făcut curaj să le spună prin ce a trecut, părinții au venit acasă din Italia. S-au dus la poliție și au depus plângere. Și nu este singura adolescentă care s-a plâns că a fost supusă la perversiuni sexuale. Bătăi, scandaluri, El a zis că eu vreau să le am, să le am în palmares. Odată povestea a ieșit la iveală și alte fete au prins curaj și spun că au trecut prin aceeași situație. O tânără de 18 ani a fost agresată, susține ea, chiar în barul din localitate. Tot ne-a amenințat pe acolo că dacă nu-i lasă să mă duc cu el, le lovește mașina, îi bate la discotecă acolo. Bărbatul în vârstă de 35 de ani, căsătorit și cu doi copii, a slujit câțiva ani la o parohie din localitatea vecină. Apoi a predat religia la o școală. Polițiștii trebuie să verifice plângerile presupuselor victime.